În preajma Zilei Internaționale a Copilului, 1 iunie, Casa de Cultură Municipală Dr. Eugen Nicoară din Reghin găzduiește tradiționalul spectacol-concurs de muzică populară pentru copii, Rapsodia Mugurilor. Acesta se adresează atât copiilor de la secția română, cât și celor de la secția maghiară, evenimentele fiind programate pentru miercuri 27 mai, respectiv joi 28 mai, de la aceeași oră, 18. Miercuri 27 mai, de la orele 18, la Casa Municipală de Cultură Eugen Nicoară, va avea loc un spectacol concurs de muzică populară pentru copii, aflat la cea de-a 5-a ediție deja, și au fost selectați un număr de 5 concurenți, 5 concurente mai precis, că sunt 5 fetițe din clasele a 3-a și a 4-a. Va fi și un recital în afara concursului, susținut de foști concurenți. La spectacolul de muzică populară românească sunt invitați să evolueze pe scenă formația de dansuri populare Doina Mureșului și grupul vocal folcloric Flor de pe Mureș. Sunt invitați să cânte Alexia Aștelian, Cosmin Cotârlă, Paula Suceava, Iuliana și Diana Ciurba, Adela Săbăduș, Georgiana Pușcaș, Diana Suceava, Maria Câmpian, Diana Grama, Marin Butilcă și Ionela Matei. În recital va putea fi urmărită Anca Branea Neamțu, iar concurenții vor fi acompaniați de orchestra populară a Casei de Cultură Municipală Dr. Eugen Nicoară, dirijată de profesorul Ioan Conțiu. Spectacolul concurs German Rapsodia Mugurilor în limba maghiară îi va avea ca invitați pe Bondor Renato, Razman Ester Agoto și ansamblul Gyöngy Virág. Joi, 28 mai, tot de la orele 18, va avea loc un spectacol concurs care se adresează de muzică populară maghiară, care se adresează de asemenea copiilor. E un concurs inițiat de Casa Municipală de Cultură în urmă cu câțiva ani, tocmai inițiat și organizat cu scopul de a descoperi, de a promova copii talentați care vor deveni artiștii de mâine. Evenimentul în limba maghiară a ajuns la cea de-a 9-a ediție. Intrarea la ambele spectacole este liberă.